Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori Herald, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie prilejuită de sărbători, de luna decembrie, luna cadourilor, pentru că în această perioadă suntem mai buni, suntem mai darnici, mai generoși. Și atunci am invitat alături de noi mulți dintre colaboratorii noștri dragi, dintre prietenii noștri dragi, invitați care ne-au fost alături pe parcursul acestui an destul de încercat și de provocator, anul 2020. Și am făcut interviuri foarte frumoase pe care vi le-am dăruit dumneavoastră, dragii noștri cititori, pe pagina de Facebook a editurii Herald. Astăzi alături de noi este Olimpia Mioara Mireștean, facilitator cercuri de feminitate și practicant șamanism. Noi am mai avut multe astfel de materiale, interviuri cu Olimpia, vorbind despre șamanism. Îi mulțumim foarte mult Olimpiei că a acceptat invitația noastră la acest mic joculeț de a fi alături de noi și implicit și de dumneavoastră și pentru că vom vorbi puțin mai târziu despre cartea pe care Olimpia i-o va dărui unei persoane dragi, cartea care i-a plăcut ei foarte, foarte mult. Aș vrea să vă spun că în cadrul acestei frumoase campanii Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, editura Herald vine cu o reducere de 30% la toate titlurile aflate în portofoliul editurii Herald, bineînțeles în limita stocului disponibil. Olimpia, înainte de a afla ce carte vrei tu să dăruiești și cui vrei să-i o dăruiești, aș vrea foarte pe scurt să ne spui acum la final de an, să facem așa un foarte scurt bilanț, cum a fost pentru tine anul 2020 și un mesaj pentru cititori. Și mai ales pentru iubitorii cărților de șamanism din colecția Șamanism a editurii Herald, cărțile foarte dragi ție. Cum privim noi sau cum ar trebui să privim anul 2021? Mulțumesc, ce interesant și despre viitor și despre trecut. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc oamenilor care se apropie de cărți și găsesc un univers în studiul cărților și în interacțiunea cu ele, cu lumea de acolo. Iar pentru șamani, ceea ce este într-o carte se regăsește și în viața de zi cu zi, atât prin vise, cât și în realitatea pe care și-o construiesc și este construită de cei din jurul lor. De aceea le recomand acum, în această perioadă de iarnă, de retragere, pentru că asta se întâmplă iarna, ne retragem în noi, cu noi, să citim, să stăm la, cum era înainte, la gura sobei, acum vom sta lângă un șemineu sau lângă un pahar cald de ceai, o cană de ceai, să citim, să ne apropiem de, aș spune, lumea fantastică a cărților, lumea care ne descoperă partea noastră interioară ascunsă sau care ne duce față în față cu o realitate pe care o credeam de mult uitată, pe care copilul din noi o are. Astea sunt cărțile în care întâlnim șamani, în care întâlnim arhetipuri, în care personajele se trezesc în noi și ne identificăm cu ele sau, din contră, vedem în cartea aceea ceva ce respingem, dar îi vedem o altă latură. Și este exact o perioadă ideală de final de an, de intrare în iarnă, chiar dacă afară nu este zăpadă și nu este chiar atât de frig, corpul nostru, exact ca și plantele, ca și animalele, se retrage, are nevoie de o retragere. Și e perfect să citim acum cărți, să le povestim copiilor noștri despre personajele noastre din copilărie, despre amintirile noastre din copilărie. Este ideal acum. Iar acest an a fost pentru noi exact o lecție a familiei. Ne-am retras cu toți în case, dar nu numai noi, că asta e interesant, tot globul, toți oamenii ne-am retras. Și a fost pentru toată lumea lecția familiei. A fost de a-și lua puterea de acolo, de a vedea ce merge, ce nu merge.
A fost un an, 2020, care ne-a scos din confort. Ne-a scos, dar în același timp ne-a reașezat. Să ne vedem mai bine, să ne dăm seama care ne sunt cu adevărat valorile. Iar pentru mine acest an, cu tot mediul acesta online, a fost o mare experiență, o mare evoluție, un mare contact la distanță, dar un contact energetic care s-a simțit imens. O renaștere, o redeschidere, pentru, nu doar pentru România, ci și pentru oameni din români din toată lumea și nu numai români. A fost un an de excepție, chiar dacă ne-a trecut prin frici, prin izolare, prin unii prin revolte, alții prin acceptare, dar a fost un an care ne-a zguduit și din care putem să ne luăm puterea. Asta este lecția șamanului. Îți iei din trecut puterea. Nu te duci în trecut să devii victimă. Îți iei puterea, te încarci, devii mai puternic, știi ce ai nevoie pentru anul următor și știi ce lași în urmă. Așa că ăsta e momentul în care îi invit pe toți să-și ia tot ce a fost mai bun din anul ăsta, toate conștientizările care i-au reașezat cumva pe cale, i-au repoziționat în familie, în rolurile pe care le au în familie, în rolurile pe care le au vis-a-vis de ceilalți oameni din viața lor. Asta să-și ia, ce e mai bun, ce lecție a învățat, ce experiențe noi a adus acest an. Nu luăm ce nu ne-a plăcut, nu luăm să ducem mai departe cu noi, ci e lecția învățată și conștientizată frumos. Da, asta am învățat. Poate am învățat să am mai multă grijă de mine. Poate am învățat să vorbesc altfel cu cei din jurul meu. Poate am învățat că nevoile mele nu coincid cu nevoile celorlalți. Am învățat asta. Și e un plus pentru mine, e o valoare pentru mine. Și cu asta mă duc în 2021. Cu o înțelepciune interioară. Cu un pas înainte. Deci, tot ce ne-a oprit și ne-a împins, de fapt, ne duce înainte. Upgradați. Dacă ar fi să vorbesc în alți termeni IT așa. Iar știi cartea... Știi cum aș numi eu anul ăsta? Sau cum... Mă rog, metaforic vorbind, l-aș numi așa, sau mi-aș dori de fapt, mi-aș dori să fie așa, Marea Trezire. Da, da. Nu știu, așa mi-a venit, Marea Trezire. Da, 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 am simțit așa tot corpul când ai zis, da. A fost o mare trezire și este în continuare și urmează zile de mare trezire. Urmează zile de mare trezire, acum începe și mai departe. Și îi rog să fie atenți la ei, să îi invit să fie atenți la ei, să perceapă ce se trezește nou, ce nu mai am nevoie în viața mea, ce aduc nou în viața mea. E nevoie de o iertare profundă față de ceilalți, față de fiecare ca persoană, să se ierte pentru greșelile care le-a făcut, să vadă ce a învățat din ele. Și să pășească acum în perioada asta care urmează mult mai conștient, mult mai, cum e această trezire, e de fapt trezirea observatorului din noi. Asta e trezirea. Când mă trezesc dimineața sunt conștientă de ce se întâmplă în jurul meu, nu? Asta e și conștiința, trezirea interioară. Raportul meu față de ceilalți. Să știi, Sorin, că m-am speriat și eu când am fost în izolare, zic, wow, n-am stat niciodată cu soțul meu atât de mult timp împreună. Dar a fost o descoperire, o relaționare fantastică și asta duc cu mine mai departe în anul care vine. Pe lângă munca pe care am depus-o, pe lângă cercurile online pe care le-am făcut, adică se fac cercuri online, se întâlnesc femeile, discută, râd, se vindecă. Minunat! Nu este... Clar că ne este dor de îmbrățișările acelea, de strângerea, de atinsul feței, dar
Există astea și la acest nivel, departe, online, să stăm împreună, să creăm o energie împreună. Și asta s-a întâmplat pe parcursul acestui an foarte mult și foarte intens și foarte frumos. Da, pentru că cuvintele cumva ne ajută să transmitem acea vibrație, acea energie despre care vorbești tu. Întorcându-ne la jocul nostru, dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, aș vrea să ne spui ce carte ai ales să dăruiești și cui vrei să o dăruiești. Am ales o carte care mi-a plăcut mult, nu este neapărat legată de șamanism, dar are și elemente de șamanism, pentru că este vorba de arhetipuri feminine. Eu lucrez mult în cercuri de femei sau în privat cu femeile și această carte vorbește despre fascinația lunii, despre arhetipurile feminine care s-au dezvoltat sau care au apărut de-a lungul timpului în relație cu luna. Se numește Misterele femeii. De Mary Esther da. Harding, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. E foarte frumoasă și eu o dăruiesc din suflet și cu multă bucurie unei prietene, Aura Irava, sau Aura Mihaela Irava, să-i spun tot numele, care este preocupată de dezvoltarea personală, de deschiderea aceasta spre femei, pentru relația dintre oameni și animale. Ea este extraordinară în relația dintre oameni și animale, fiind la bază medic veterinar, dar având așa capacități, această trezire interioară la ea s-a manifestat în relația om-animal și este fantastică cum poate să-ți spună ce ai de învățat din compania animalului tău de casă, de la animalul domestic, iar această carte merge exact pe partea feminină pe care ea o caută, o regăsește acum și de aceea eu și recomand cu mare drag și, cum ai spus tu, e ca o leapșă, îi dau mai departe ștacheta, să recomande și ea o carte din colecția Herald pentru cineva care este drag sufletului și care are această deschidere de a... E un dar atât de frumos cum v-ați gândit voi să dăruim cărți celor dragi. Este o inițiativă extraordinară și nici n-am mai auzit așa ceva să facă o editură și mie mi se pare extraordinar. Cred că și tu ești unul din motorii ăștia din spate. Mulțumim mult de tot. Deci, Olimpia oferă mai departe, dăruiește o carte, Aura Mihaela Irava. Irava. Oferă cartea Misterele femeii de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Mulțumim din suflet, Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanist. Nu uitați, așa cum v-am spus puțin mai devreme, și pentru dumneavoastră, dragi cititori, venim cu acest mic cadou în perioada sărbătorilor. Toate titlurile din toate colecțiile din portofoliul editurii Herald, aflate, bineînțeles, în limita stocului disponibil, au o reducere de 30%. Mulțumim, Olimpia, pentru că ne-ai împărtășit niște gânduri atât de frumoase și de bune pentru anul ce stă să vină. Noi vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire, bineînțeles, cu un alt invitat care a acceptat invitația noastră de a intra în acest joc Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumim, Olimpia, dumneavoastră să aveți o zi binecuvântată în continuare. O zi binecuvântată și lectură plăcută. Numai bine, la revedere. La revedere.